Ok, deci vom discuta despre verificările la foc, conform Neurocode, pentru structuri de beton, structuri de metal, structuri compozite. Există partea a doua din codul de proiectare în care se prezintă această metodă de calcul. Practic, e o proiectare la o... se mai aplică un coeficient rezistenței finale a elementului și se face acea verificare. Deci aici e despre necesitatea calculului la foc. Conceptul este că la o anumită temperatură, cum se vede și în această diagramă, evoluție în timp, elementele își reduc rezistența și rigiditatea. În momentul în care s-a schimbat rigiditatea, se schimbă starea de eforturi într-un element, dacă devine mai flexibil, și totodată rezistența este mai mică. Și există niște legi constitutive pentru diferite paliere de temperatură, adică focul în sine nu îl aplicăm sub formă de temperatură, ci sunt implementate niște curbe ISO de evoluție în timp a temperaturilor. Și acestea sunt implementate și în SCIA. Deci rezistența la foc este definită conform unui criteriu de deplasări rezultate din teste în cuptoare încălzite conform acestui standard. Există totuși o limitare. Toate testele s-au făcut pentru un singur element, deci pentru câte un tip de element sau pe o chemostatică, fie consolă, fie simplu rezemat. Nu s-au făcut teste pe structuri, adică nu s-a studiat un cadru. Se poate evalua severitatea acțiunii focului prin corelarea temperaturii maxime cu cea de pe curba ISO. Comportarea meteostructurală este definită, este diferită de comportarea de ansamblu. Deci, practic, curba aceasta, fiind bazată pe experimente, cum am zis, pe un element, nu poate spune ce se întâmplă cu o structură. Și exact asta putem studia într-un program de calcul. De asemenea, se asigură o protecție la foc pentru elemente din oțel, prin strategii active sau pasive. Adică, active ar fi niște sprinklere, pasive, adăugând elemente ce rezistă la foc un anumit interval de timp sau supradimensionând structura încât să, chiar și sub acțiunea focului, să asigure un criteriu, siguranța vieții, stabilitatea globală. Calcul conform EC3 și EC4 țin cont de nivelul de încărcare a elementului, însă factorii parțiali de siguranță aplicați sunt mai mici decât cei utilizați în calculul de rezistență. Deci avem un nou set de factori parțiali, atât pentru acțiuni, cât și pentru rezistență. Rezistența la foc definește rezistența portantă la un anumit moment de timp sau temperatură critică, corespunzător nivelului de încărcări și a timpului necesar de expunere. Deci un input va fi domeniul în care facem verificarea, care sunt trei domenii, domeniul de timp, să reziste un anumit tip, un timp structura până la venirea pompierilor, rezistență, să se asigure o rezistență, un nivel de rezistență minim sau să reziste la o anumită temperatură. Temperatura critică se calculează pentru toate clasele, asta inclusiv în SCIA sau în Eurocodex metodologie, iar pentru clasa 4 este o temperatură impusă. Eurocodul 3 furnizează relații simple de calcul pentru rezistența sub încărcări la foc pentru toate tipurile de elemente. În cazul în care flambajul dimensionează, este necesar aplicarea unui factor de corecție 1,2 pentru a lua în considerare efecte suplimentare. Și avem aici o diagramă efort deformație în domeniul timpului și avem niște limite, niște legi de comportare pentru material. Deci observăm că cu cât avansăm cu deplasări, cu deformații date de temperatură, cu atât scade panta modului de elasticitate. Deci panta acestui grafic, modul de elasticitate, este degradat sub acțiunea diferitelor temperaturi. Deci până în 200 de grade putem să avem o comportare tipică oțel cu rezistență, cu un palier de curgere, dar după acesta se tot degradează. Similar este pentru beton conceptul. Are o conductivitate tehnică mai redusă decât oțelul și este un izolator bun. De aceea v-am spus și la început că se lucrează foarte mult cu structurile acestea prefabricate pentru spații cu deschideri mari.
față de structurile metalice. Rezistența la foc a betonului armat se bazează pe reducerea armăturii, fenomen controlat de stratul de acoperire. Adică, în final, calculul se poate reduce și la o asigurare a unei acoperiri mai mari. Betonul este afectat și exfolierea este ceea ce conduce la expunerea armăturii și avansarea focului. Comportarea este dependentă de tipul de agregat. Betonul cu agregatul ușor prezintă proprietăți mai bune de izolare. Aici este acea curbă de comportare descrisă de acest ISO 834, de la prima scânteie la evoluția timp a focului. Și Eurocodul definește câteva tipuri de curburi în funcție de tipul de incendiu bazat pe hidrocarburi, standard, extern, sau există posibilitatea de impunerea unei curbe parametrice. În folosirea curbei parametrice apare conceptul de timp echivalent pentru a compara severitatea acțiunii focului și pentru a corela timpul în care structura rezistă la un foc real față de cel standard. Scopul simplificării constă în verificarea rezistenței la un maxim înregistrat pe curbă. Testarea în cuptor folosind o curbură tip temperatură standard este metoda tradițională și evident va fi la scară această testare. Deci nu se pun elementele la scară naturală, că nu au cum să facă un cuptor atât de mare. Lungimea elementelor nu depășește 5 metri, iar dacă se dorește încercarea pentru gamă variantă de încărcări, sunt necesare mai multe prove. Încercarea elementelor individuale poate fi relevantă din punct de vedere al comportării spațiale al unei structuri sau chiar pentru elemente aflate la o scară mai mare. Singura schemă statică de încredere este scrinda simplu rezemată cu deformații axiale libere. Se limitează testarea la o deformație egală cu deschiderea pe 20. În prezent, Eurocodul 3 și Eurocodul 4 permit utilizarea modelelor avansate de calcul, dar, cum am spus, este calibrată experimental doar pentru elemente. Există metode de protecție la foc, cum au fost prezentate către sponsor, și o metodă tradițională constă în tratarea suprafețelor elementelor cu materiale izolatoare. Și toate acestea sunt implementate și în CNC Engineer, placare cu plasterboard, sisteme bazate pe fibre minerale. Programul nu vă trimite spre câte un producător, ci vă lasă liber niște parametri și în funcție de producător introduceți acei parametri, solicitați, îi vin transmit. O alternativă este aplicarea de spray-uri până la o grosime normată, pe bază de vermiculit, fibre și alte materiale, vopseluri cu aspect decorativ. Și toate acestea se aplică după ce a fost finalizată structura, ceea ce conduce la costuri suplimentare pentru client, precum și întârziere. Înglobarea în beton este o altă alternativă de protecție la foc. Și cumva în partea de cod avem la început descriși coeficienții, notațiile tuturor elementelor ce intră în formulele de calcul, factor parțial de siguranță. În general o să apară un FL ca notație, deci rezistența e notată aici cu R, FL, rezistența elementului, E e acțiunea, efectul acțiunii, G, acțiuni permanente, Q, încărcări variabile. Deci este cumva compatibil pe Eurocod ca și notații. Și avem pe coeficienți parțial de siguranță, 1 pentru încărcări permanente și pentru utile sunt niște valori mai mici. Iar fundamental se va urmări o verificare unitară între acțiune și rezistență, la nivel global și la nivel de element. Se pot urmări trei criterii. Timpul de rezistență la foc trebuie să depășească valoarea normată de pe curba de temperatură sau capacitatea elementului să nu depășească cerința pentru timpul normat al focului. Temperatura critică a elementului încărcat să nu depășească temperatura asociată expunerii. Și practic și în CNC Engineer se va alege una din verificări sau se pot rula succesiv toate acestea. Legi constitutive de material sunt implementate în program, deci cum se comportă, ce modul de elasticitate are programul sub acțiunea diferitor forțe.
Și, de asemenea, îmi variază inclusiv coeficienții de dilatare termică în funcție de temperatură. Când se face analiza aceasta sau verificarea unui element sub acțiunea focului, la fel se va face o încadrare pe clase de secțiuni, să știe cu ce capacități poate lucra programul. Deci aici sunt relații exact ca în Eurocodul 3. Și se stabilește și o temperatură de, la care elementul structural atinge cedarea. În clasa 4 sunt clasa profilelor îndoite la rece, și își pierd stabilitatea înainte atingerii curgerii. Sunt alți coeficienți și alte relații. Ca idee cum arată verificările sau cum se determină capacitatea, deci pe lângă relație obișnuită prin care ajungeam la un NRD, la capacitate, mai apare un factor ca Y, theta și o calibrare cu alți coeficienți, gamma M1 și gamma M1. Deci unul din coeficienți este pentru acțiuni, celălalt coeficient este pentru capacități. Similar este la încovoiere și la forță tăietoare. Iar pentru verificările de stabilitate, la fel apar niște alți coeficienți ca Y, theta, în care se amplifică aceste relații din prima parte a Eurocodului 3, ambași prin încovoiere, lateral prin torsiune, și există și o limitare a svelteții. Se intră întotdeauna pe curba C de flambaj, iar un model e valabil pentru stâlp continuu în care L egal lumina stâlpului, deci se caută să e cumva impusă lungimea de flambaj. Și observați și aici că se fac diferite ipoteze ale focului, adică nu neapărat se dă foc la toată structura, că practic partea de foc va fi definită prin aplicarea de atribute per element. Se pun niște atribute de verificare la foc și prin acel atribut definesc acțiunea. Și atunci pot să-mi creez diferite ipoteze, diferite scenarii, să văd ce se întâmplă dacă e un incendiu aici și nu aici. Sau să urmăresc un scenariu de incendiu la foc și să fac diferite ipoteze. Rezistența la foc pentru element neprotejat din oțel, calcul simplificat. Am pus aici câteva relații preluate din Eurocod. Ele sunt relații experimentale și sunt extrapolate rezultatele sau sunt parametrizate și am vrut doar ca exemplu să arăt evoluția fluxului de căldură, deci observați 5, 6, 7, 8, 10 la minus 8, aici avem la puterea a patra, deci sunt practic niște regresii ca să obțină relațiile. Nu este un... Partea aceasta nu este ceva foarte analitic bazat pe calcul. Calcul timpului de rezistență la foc pentru elemente metalice, iar apare o relație destul de complexă și câteva observații, modelul trebuie să includă comportamentul elementelor individuale, cât și cele de ansamblu, toate modele de calcul sunt aproximative, întrucât nu s-au făcut experimente și pe structuri. Validitatea modelului trebuie confirmată de către client, proiectant sau autoritate control competentă. Acum nu știu în România cum e cu specializarea unor pe rezistență la foc, e o zonă interpretabilă și nu e clară. Cine este specialist în foc și arhitectul, structuristul? Dar în orice caz, se urmărește un normativ într-o astfel de dimensiune. Se poate neglija influența umezelii, trebuie luată în considerare deformații în acțiune termică, este necesară modelarea nelinearității geometrice în domeniul deplasărilor mari și legi constitutive de material, deci se referă la tiranți sau structuri pe cabluri, deci unde elementele sunt foarte zvelte și se poate neglija pentru beton fisurarea, că nu apucă să se mobilizeze foarte mult. Există și un exemplu, am găsit un exemplu de calcul, de fapt nu este în Eurocod, pentru un cadru plan și cumva vreau doar să arăt niște relații, doar ca să înțelegem cumva complexitatea analizei pe care o dă programul. Și sunt destul de multe etape, deci acesta se găsește și pe internet, deci practic în prima parte s-a evaluat schema aceasta simplă, ceva suspendat un element IPE, s-a proiectat prima dată cu Eurocodul 3 și apoi se evaluează rezistența folosind relațiile din partea a doua și ajunge la o concluzie că nu
rezistă structura și atunci pentru un delta T de 5 secunde focul se ajunge la temperatura critică 9 minute și de fapt nu, temperatura critică și am zis-o în timp, dar nu știu exact ce am vrut să zic aici, dar aici este un exemplu în care se ține cont și de, pentru a asigura 60 de minute, pentru elementul acesta aflat în întinderii pe 100, se va adopta o placare cu rigips de 20 de milimetri, avem parametrii materialului, temperatura, relațiile sunt acestea prin care determină variația temperaturii a gazului și aici cred că este un alt exemplu pentru o grindă simplu rezemată. Deci cumva am vrut să arăt cum arată mai laborios, pentru că în programul știa o să arate exact ca la metal, o să dea tabelar și cu trimiteri în relații, dar îmi va da absolut toate aceste valori intermediare, deci e ușor de verificat ulterior și manual. Se găsesc tot pe internet și exemple de calcul pentru un stâlp, care e relevant și parte de flambaj. Determină temperatura critică, timpul și o să trec direct la partea de știa pe care doream să vă prezint. Programul acesta este un modul care este inclus în licențele de proiectare, adică în momentul în care aveți o ediție de oțel sau de beton, face și aceste verificări. Evident, cele superioare, profesional sau expert, acoperă aceste verificări. Deci face verificări de efortul și stabilitate pentru elemente în oțel în condiții de foc în domeniul rezistențelor și temperaturilor conform acestor norme. Mediul de lucru e identic cu cel de știa, o să vedeți că nu o să facem foarte multe clicuri să facem verificarea la foc. Utilizatorul introduce curba de foc și setează intervalul în cadrul căruia se realizează verificările. Bine, nu introduce manual prin coordonate, o alege din bază de date. Se poate introduce și manual în cazul unor ipoteze speciale. Se pot introduce diferite tipuri de elemente izolatoare. Și în funcție de temperatură sunt recalculate modulul de elasticitate, eforturi admisibile sunt verificate cu cerința, cu solicitările. Permite exportul detaliat al calculelor, o să și facem lucrul acesta. Și el ca program vine cu interfața aceasta pe care o știți deja, cu afișare de verificări unitare grafic, tabelar și identifică automat cazul critic. Deci astea sunt avantaje pe care deja le-am expus în verificările de oțel. Ca date de intrare, ce o să fie necesar, iar datele acestea de intrare se aplică per element, deci pentru elementele pe care dorim să le verificăm. Program permite introducerea tuturor factorilor și coeficienților, deci avem aici niște factori legate de fluxul de căldură, se va alege curbura de timp, tipul de analiză pe care o efectuăm și, practic, datele acestea de intrare am trebuit discutate cu beneficiarul sau cu specialistul la foc, adică noi doar facem o evaluare a structurii în ipotezele impuse, nu ne putem noi da seama ce fel de foc, cât de departe sunt pompierii și așa mai departe, dar odată ce lămurim datele de intrare, vom răspunde de comportarea structurală și de verificarea capacității elementelor. Când adaug per element, avem, deci prima parte sunt setările de bază pe care dacă le pun de aici se aplică pe toate elementele, dar în același timp pot să pun și per element niște modificări. Adică pot local să consider că e mai predispus la incendiu și să am niște justificări că durează mai mult să intervină acolo pompierii sau doresc să fac un alt tip de foc pe anumită zonă. Și de asemenea, modul în care descriu tratarea elementelor strict depinde de elementul respectiv, unde, pe ce zonă este expus la foc. Vedeți aici un caz de compozit, practic talpa superioară este protejată de placa de beton, sau poate fi doar o structură metalică, să fie liber elementul și atunci să fie expus pe toate fețele. Deci toate aceste date de intrare se traduc în coeficienți pe care îi adoptă programul din Eurocod. Utilizatorul poate defini rezistența pentru fiecare element, alegând valoarea de rezistență în timp și proprietățile izolatoare din punct de vedere al materialului învelișului protector. Se pot alege din baza de date a programului o serie de materiale izolatoare. Pe lângă datele referitoare la rezistență la foc, se aplică și
date definite în partea OCR 3, deci îi va pune automat programul factorii de siguranță și vine cu relație de verificări din cod. Programul în prima fază va face identificarea clasei de secțiuni, îmi calculează rezistențe la solicitări, la întindere, la compresiune, la încovoiere și aici sunt doar câteva referințe pe care oricum le vedem în momentul în care facem verificările, de unde și-a luat relațiile de calcul. Suportă majoritatea tipurilor de secțiuni, pentru că e dependent de Eurocod, deci nu va face pentru orice secțiune, dar pentru profile laminate, table sudate de formă I, U, T, circulare, corniere, secțiuni dreptunghiulare, vutate, este suportată această verificare. Și dacă mai am ceva să arăt, am aici pentru o prezentare niște exemple de hale, dar cel mai interesant ar fi să aplicăm direct pe această structură. Deci o să intrăm în configurație Oțel. Aici, practic, se fac setările de bază, adică setările standard ce se aplică unor elemente cărora nu le pun nicio atribuire, nicio tratare. E al doilea capitol, rezistență la foc. Deci avem o primă dată, timpul, rezistența necesară la incendiu. Standard e pus 30 de minute, iar în momentul în care intrăm pe setări pe care nu le stăpânim, că nu suntem experți în domeniul acesta, avem trimiteri spre Eurocod și acolo Eurocodul ne va lămuri suplimentar. Deși această cerință trebuie impusă de cel care a făcut cerința la foc sau de beneficiar, reprezentant de orice specialist tehnic. Emisivitatea raportată la incinta de foc, deci toate trimit spre partea a doua din Eurocod și trebuie vizualizat acolo ce valori sunt. Aici sunt niște valori curente, standard, o să le las pe acestea, nu o să spun că sunt un specialist în foc și știu exact ce e de ales aici. Deciziile se fac în discuții cu cel responsabil, specialistul la foc pentru structurist sau dacă aveți cunoștințe, veți ști ce să alegeți în partea aceasta. După care intrăm în curbarea temperatură-timp, este curba ISO 834 sau alte tipuri de acțiuni ale focului sau inclusiv permite definirea prin coordonate a unei curbe de comportări de către utilizator. Dacă aleg varianta aceasta, trebuie practic să-i spun aici în timp, temperatura, cum evoluează și îmi trasez eu curbura. Și apoi o salvez sau pot să o impun și în alte proiecte. Tipul de analiză poate fi în domeniul de rezistență, domeniul de timp sau domeniul de temperatură și zice el că este un calcul iterativ, fiindcă se tot schimbă rigiditatea elementului. O să las în domeniul rezistenței și pot să bifez și acest. Deci dacă nu știți exact un coeficient cum e aici, utilizare, factor, adaptare pentru efect de umbră, de păcate nu am Eurocodul la mine, dar trimite spre un articol de unde se găsesc mai multe detalii. Se găsesc detaliile legale date de codul de proiectare. Cam asta ar fi, deci nu sunt foarte multe date de intrare, însă alegerea lor trebuie discutată cu un specialist în acest domeniu. Avem date de verificare element. Ca să facem verificarea la foc, trebuie să activăm această funcționalitate. Deci o să-i dau închidere. Și intrăm în proiect, activare module și aici trebuie să activăm din partea dreaptă și această rezistență la foc. O să-i dau OK și o să regulez calculul, văd că și la mine mi-a arătat rezultatele după aia la șterg. Să regulez doar o analiză, calcul liniar și să vedem. Am rulat calculul și acum intrăm pe oțel. Fiindcă am activat funcționalitatea de rezistență la foc, observăm că mai avem un item de rezistență la foc pe care îl putem aplica elementelor. Putem inclusiv ignora anumite elemente și să schimbăm anumite setări față de configurarea inițială. Deci conform configurării sunt configurările date din configuratorul de oțel. Dacă vreau pentru un element să fac ceva atipic, pur și simplu comut pe date de intrare și atunci celula devine editabil. Dar în prima fază vreau să verificăm un step sau
stâlpii, adică iau la bază, să nu dureze prea mult. Și pe lângă verificarea pe care am utilizat-o anterior, avem verificarea oțelului la foc. Se pun curent, să creez combinație. Acum facem și o combinație accidentală conform Eurocode, în cazul ăsta sunt niște coeficienți mai mici decât cele de la grupare fundamentală. Și o să-i spun că este o N accidental. Scoate și seismul, se ia și foc, să vină și cu tremurul. Înseamnă că trebuie să cadă lucrul acela. Da. Nu mai pun nici vânt, o să las doar încărcările acestea. Și spun verificare la foc. Ok, închidere. Și acum o să verificăm elementele, intrăm în oțel. Verificare oțel la foc. Am selectat elementele de la bază, curent, la combinații, o să aleg combinații de verificare la foc. Verificare unitară globală sau pot să văd și așa, dar să vedem extremul pe element. Și rulăm verificarea acum. De 999 ăsta cât că e cauzat, totuși îi vor trebui. În timpul calculului a apărut eroare o valoare negativă sau un raport împărțit la 0. Asta nu așteptam. Să văd pe un element ce ar putea, să văd detaliat ce... Dar cred că trebuie să-i pun niște date de intrare. De obicei aplicam rezistența la foc ca o dată de intrare. Să văd totuși detaliat, poate îmi spune exact unde s-a oprit calculul sau de unde i-a rezultat lui o împărțire la 0. Fac o previzualizare. Ok. Să-l urmărim un pic, că poate din briviac deducem și ce dată de intrare lipsește de ce s-a făcut acea... Cel 999 înseamnă că la un moment dat ceva nu a fost corect, a fost o împărțire cu 0 sau ceva, altceva. Deci avem coeficienții parțiali de siguranță la foc, sunt puțin diferiți, da, bine, 1, văd în această situație proprietățile materialului și aici sunt parametrii pe care i-am impus pentru verificare în domeniul rezistenței. Și verificările sunt generate la timpul specificat, deci după 30 de minute. Avem aici și curba ISO impusă. Avem verificarea secțiunii. A identificat programul că secțiunea cu cea mai defavorabilă combinație de forturi ar fi la 4 metri. Și avem câțiva parametri prin care programul și-a determinat clasa de secțiune. Verificări pentru fiecare tip de solicitare. Observăm că nici la compresiune nu i-a rezistat, apare un 1.13 și la moment n-ar avea probleme, dar la compresiune din această combinație a rezultat o compresiune mare în raport cu capacitatea aceasta redusă de 741. Deci dacă nu a ținut din compresiune fără stabilitate, nu putem să avem speranțe cu mai mult, face și interacțiune de eforturi și aici avem o depășire de 1.2. Deci, practic, e clar că trebuie să facem o tratare, fiindcă stâlpul era foarte optimizat și noi am tratat cu nimic. În realitate nu se lasă așa structura, deci se aplică vopseluri și asta o să simulăm și noi. Ok. Verificare introduceri, aici tabelul acela de decizie, nu știu, decisive, sună un pic comic, să discut cu Teo ce a vrut să zică poetul. Verificare de stabilitate, acum nu prea are sens în general, dar nu vă ține secțiunea să intri pe verificare de stabilitate, nu are rostul și probabil de aceea a ajuns și la o imposibilitate numerică. Relațiile de stabilitate sunt și ele destul de bazate pe experiment și atunci sunt foarte matematizate. Deci de multe ori dacă nu ține secțiunea și intrăm pe verificări de stabilitate, s-ar putea să țină mai bine din stabilitate decât după secțiune.
lucruri ingineresc posibil, dar matematic e posibil pentru că relațiile sunt calibrate pentru elemente care există secțional. Deci de aici ne-a rezultat acest 9999. Deci clar că elementul nu e corespunzător, nu satisface nici stabilitatea. Hai să încercăm să-l salvăm cumva, să-i aplicăm un tratament. Deci o să merg pe partea de rezistență la foc, de la date de verificare element. Și aici o să lăsăm setările de bază, însă vom adopta un sistem de protecție. Pot să scriu despre expunerea la foc. De exemplu, stâlpul acesta este expus la foc pe toate părțile. Dacă verificăm o grindă acolo, mai avem o parte de beton ce ne protejează. Factor de adaptare pentru element static nedeterminat sau toate celelalte cazuri. În Eurocode se găsesc mai multe informații. Observăm valorile acestora. Toate celelalte cazuri sunt cu 1, element static nedeterminat apare un 0,85. Deci cumva mai dă o rezervă că o dă la face o redistribuție de efort. O să lăsăm toate celelalte cazuri și o să adoptăm o protecție. Deci dezvoltare temperatură oțel, protecție. Și aici avem diferite tipuri de protecție, fireboard sau placaje din diferite materiale. O să zic placare de rigip sau a doua, alegem una dintre ele, copiere în proiect, îi dau închidere și când adopt un sistem, pot să pun aici în bibliotecă, puteam să le aduc chiar pe toate, cred că o să fac asta, acum nu mai pot, să le aduc pe toate ca să vedem ce parametri diferiți au. Deci fireboard-ul are o denumire, adică în loc de fireboard putem scrie un produs cunoscut, rigid sau de la sponsor sau de unde cunoaștem. Deci poate scrie și un produs dacă doriți neapărat, că oferă rigid ceva, că forțați mâna clientului. Tip de încasetare, carcasă tubulară sau închidere pe contur, deci pot să pun să o închid cu totul, într-o carcasă ca o cutie sau pe contur, să urmăresc forma profilului. Mai interesant la are bine, acordare așa merge. De asemenea, trebuie să-i spun acest tip de izolație cum este aplicat. Deci sunt niște straturi de protecție în acest caz, dar similar pot să fac un propriu tratament antifoc de la un alt producător și să introduc niște parametri. De aceea pot să schimb aici din stratul de protecție în protecție prin șpriere sau prin învelișuri cu straturi la cald. Deci astea sunt informații pe care le furnizează producătorul materialului de placare, masa unitară a elementului, se ia în considerare și pentru greutate proprie, conductibilitatea termică, capacitatea de transmisie termică și valoarea inițială pentru grosime. Acum nu am fost atent la prezentarea aceea tabelul, dar erau mai groase de 15 mm. Dacă avem să luăm catalogul lor, ne uităm. 30 să încercăm. Deci valoarea inițială pentru grosime am pus 30. Și bine, a lor nu știu dacă e bazat pe fibre sau bazat pe gips. Bine, eu oricum nu mă interesează ce vând ei, eu punem orice aici. Îi dăm închidere. Deci am dat parametrii. Și acum îi aplic. Pot să-i aplic pe mai multe elemente, adică pot să aplic pe toți stâlpii, de exemplu. Și dau un escape. Atunci o să observați o etichetă, rezistență la foc, fiindcă elementul are niște atribute suplimentare. Iar acum să încercăm să sperăm la curent. Da. L-am salvat. Acum e prea rezistent. Da. Deci da. Pe mai subțiem. Dacă vrem să mai subțiem din protecția aceasta, rezistență la foc, facem filtru ca să luăm toate atributele acestea și încercăm un 20. Ok, deja 64%, deci vedeți că
E o metodă destul de simplă, deci era păcat să schimbăm acum structura, stâlpii am dimensionat pe Eurocod, stau să schimb stâlpul, mai bine mai placăm sau găsim alte soluții. Deci, indicația se face într-o comisie sau într-o discuție și cu un specialist sau cu beneficiarul, pompierii, încât să putem alege o soluție optimă, dar programul în sine ne ajută. Deci, ce cât ține de rezistență și structură, ați văzut că nu, noi nu avem foarte multe date. Avem date de introdus pe partea de acțiune, ci se iau din discuția cu beneficiarul, însă dacă noi am stabilit lungimi de flambaj sau stăpânim partea de metal din scia, pur și simplu avem și un răspuns ce se întâmplă cu structura dacă se adoptă sistemul acela. Gândiți-vă la alternativa în care aveți mai catalogul și nu știți ce să puneți. Până de 20, până de 15, până de 30. Intre pe cei de la RIGI și zice, punem pe cel mai scump. Și nu știi cât să te bazezi și să aduci cheltuială beneficiarului și așa mai departe. Deci, deciziile cumva se iau într-o comisie sau într-o echipă. Dar programul ne ajută să trecem și peste asta și să dăm un breviar de calcul, putem urmări un scenariu la foc, a luat foc etajul 3, ce se întâmplă și așa mai departe. Ce se întâmplă cu structura dacă a luat foc mai niște stâlpi de sus. Și vedem cum se redistribuie focul și să facem niște studii avansate utilizând acest modul care v-am zis, pentru orice licență de dimensionare este disponibil.